e deosebită a doamnei arhitect Ioana Mihălescu, arhitect și artist plastic în egală măsură. Am fost azi dimineața la invitația domnului arhitect Doru Pasăre, și am văzut lucrările încă de dimineață, când încă nu erau puse toate pe perete și încă de atunci am avut așa un sentiment de asta, de bucurie că cărele municipale găzduiesc o expediție de tipul acesta, de frumusețe aceasta. E o expoziție pe care aș cataloga-o ca o provocare așa pentru mediul cultural din Târgu Jiu, pentru că vine fericit două direcții culturale, sigur complementare cumva, arhitectura și pictura. În privința arhitecturii am văzut proiectele pe care le-a expus doamna arhitect și am rămas impresionat de faptul că sunt în diverse zone atinse. E vorba de restaurare, e vorba de proiecte arhitecturale, de design, iar în pictură, sau și din pictura, dacă o profesează cu o știință a culorii extraordinară și o sensibilitate pe măsură, am promutat și proiectele acestea de arhitectură, mi-au plăcut foarte, sunt foarte umanizate, sunt foarte plastice, așa spune. În privința picturii, în schimb, eu știu că acolo începând-mă un pic mai bune decât arhitectură, evident, am fost impresionat de modul cum folosește culoarea, de lucrările care sunt, eu știu, unele în tehnica aceasta wood pe wood, altele în tehnica aceasta foarte frumoasă și puțin vizibilă în România, de pictură pe mântase, în tehnica aceasta a fuziunii. Multitudinea aceasta de genuri, peisaj, natură statică, elemente din repede acestea urbanistice pe care domnii sale i-au sugerat și au inspirat-o, mă face să cred că este o expoziție reper, o expoziție care punctează activitatea Galeriei Municipale de Artă din Târgu Jiu și cred eu că o va genera doamna arhitect, o va mai duce și în alte locații, pentru că merită. Eu vă felicit din suflet și felicit echipa de la Oare și Oare pentru faptul că au invitat-o pe doamna arhitect să-i spun aici și dumneavoastră acceptat. Felicitări și în continuare să sperăm că ne revedem. Domnul arhitect. Da, mă bucur că în seara asta iară ne-am adunat de număr mare și mă bucur că colega noastră Ioana a răspuns afirmativ prin invitație de a veni la Târgu Jiu. De fapt, a spune a reveni la Târgu Jiu după 33-34 de ani. A lucrat la... Am spus după câți ani... Suficient. Precizăm că a lucrat în cadrul Institutului de Proiectare de la Târgu Jiu, care pe vremea aia se numea SPJ sau APJ, nu mai știu, sau IPJ. Cert este că am făcut bine că am invitat-o și că a venit. Pentru că în alte dăți am tot vorbit arhitectul îmbină artistul și inginerul. Iată o dovadă concretă că, într-adevăr, că inginerul merge ce căuta în formula asta. A completat Mihai. Da, de data asta artistul a ieșit mai mult în evidență, dar sigur că nici partea de inginerie nu lipsește și se ridică la același nivel. Aș vrea să precizez că această expoziție, de fapt, deschide anuala de arhitectură Oltenia, care va continua mâine la Craiova și anuală despre care ne va vorbi mai mult domnul președinte al filialei teritoriale Oltenia, Artegradu Ionescu. Iar despre Ioana mai multe cuvinte, aș vrea să-l las pe colegul meu Mihai Maicovski să ne vorbească. La final, aș vrea ca să facem la un moment dat un dialog cu Ioana, o discuție între public și Ioana,
să nu fie doar un simplu mulțumesc pentru prezență, ci o discuție mai largă. Vă mulțumesc și... Da, e foarte complicat să vă povestesc despre Ioana. Eu când am venit stagiar aici în Târgu Jiu, în 81, am găsit-o deja aici, era de un an sau doi, sau, da, era de doi ani. Ne-am suprapus așa timp de vreo 3-4 ani, cât am mai stat în Târgu Jiu, am lucrat și împreună la câteva lucrări importante, chiar zona centru, machetă, asta. Da, ceea ce m-a impresionat pe Ioana încă, de la Ioana încă de atunci, era acuratețea care își lucra fațadele, faptul că desena numai de mână, refuza să-i se trage planșele în tuși, sau dacă era obligatoriu și le trăgea singură, nu prea apela la desenatori, nu că n-ar fi fost desenatorii de o foarte bună calitate, dar pentru că voia ia alte efecte decât le putea obține sau le putea reda un desenator. Deci, ceea ce observăm că s-a păstrat și în ceea ce ne-a prezentat pe partea de arhitectură acolo, ceea ce am remarcat de atunci sensibilitatea extraordinară și faptul că avea o putere de muncă extraordinară. Ceea ce mă șochează cel mai tare și mă surprinde de-a dreptul și sunt complet copreșit, de care nu o să mai spun mai nimic, aici trebuia un critic de artă și un critic de arhitectură, nu nici de artiști plastici, nici de arhitecți ca noi, care nu avem calitățile să analizăm foarte incisiv aceste lucruri. Sunt de-a dreptul copreșit de ce am remarcat că s-a întâmplat cu Ioana ulterior, de când a plecat din Târgu Jiu și a lucrat și aveți CV-ul. Eu l-am multiplicat în vreo 20 de exemplare, l-am lăsat acolo lângă televizor undeva, ca să nu mai trească să-l citesc eu. Este copreșitor numărul de expoziții naționale, internaționale și premii care le-a obținut. Faptul că a dovedit a fi și un bun cetățean, în sensul că a devenit cetățean de mare al municipiului Reșița, da? Ce trebuie să faci să te zice să te adonare, că nu interesează totul. În viață, în viață, deci nu post așa. Și, deci sunt copleșit de ce văd acum aici, nu am cuvinte, sensibilitate, maestrie, tot. Și cred că cel mai bine ne poate spune. Nu stau să analizez că a fost non-figurativ sau figurativ, fost de la Corea construită sau Corea spontană, sau, nu știu, altceva. Cred că cel mai bine ne poate spune ea. Iar dacă, voiam să fiu un dialog cu ceea ce a făcut și Doru, dacă cineva din colegii din SPJ vor să completeze ceva ce am uitat din perioada cât a fost aici și am cunoscut-o, ar fi bine să o facă acum. Deci e deschisă discuția. Mulțumesc. Și acum dăm cuvântul domnului președinte Arionescu. Dar întrerupe dialogul. Mulțumesc de invitație și eu nu sunt deosebit că se cuplează de pe dimensia de cea expoziția arhitectului Ioana Mihescu cu anuala filială Oltenia, care va avea realizarea mâine la asediul nostru de la Craiova, la ore 12:30, eveniment la care arhitectul Ioana Mihescu este invitată și a încercat. Și anuala și expoziția asta, de fapt, doresc ambele evenimente să evidențieze arhitectura și arhitecții în latura lor cea mai bună, cea mai frumoasă. Aceea nu, bine, sunt și buni indicii de noi, dar este nostalgia artiștilor. Iar pentru noi care, dincolo de divulgări în televizor, avem ceva păr alb în cap, începând de la proiectele în acuarelă până la tablourile în acuarelă, se deschide o filă care este cumva nostalgică, care de dispariție, pentru că arhitectul care era talentat avea o denumire argotică în facultate, termina Lăbos. El este arhitectul Lăbos. Și e clar că am avut aici un arhitect Lăbos, în persoana doamnei Mihescu, dar un Lăbos care deja a depășit granițele și a devenit un artist. Începând de la literele scrisului de mână, la acuarelele
de la restaurare și la tablourile care le vedem aici, putem să ne grozăvim cu următoarea chestie. Dacă acum cu calculatorul putem să facem niște imagini 3D foarte reușite, aici avem imagini 4D, adică mai apare o dimensiune de sensibilitate și poezie, care în calculator încă nu s-a descoperit o idonuță pentru ea. Și ea este mână în sufletul artistului, dimensiunea 4D. Deci aici avem o imagine 4D. Aș începe eu partea cu dialogul și aș vrea să o întreb pe Ioana. Ce îi se pare mai greu să înceapă o lucrare de arhitectură atunci când are în față o coadă albă și o temă de la beneficiar? Sau atunci când stă în fața unei pânze și încearcă să facă o apare? Am să răspund la întrebare, dar aș dori întâi să vă mulțumesc tuturor pentru că ați renunțat la căldura căminelor dumneavoastră pentru câteva minute sau o oră, două, ca să fiți aici în această frumoasă galerie din orașul de Bujiu. Să le mulțumesc colegilor mei, poștilor mei, colegi de la secția de proiectare Gorj, că sunt aici, să le spun. Că sunt foarte emoționată de această întâlnire cu ei și de toată informația pe care am reușit să o primesc începând de ieri, de la două, de când am ajuns în Târgu Jiu. O să încerc să-mi depășesc emoțiile, sper să fac acest lucru mai greu, dar încerc. Această expoziție am vrut la un moment dat să o denumesc Art peste timp. De ce acest lucru? Pentru că eu, începând aici, în Târgu Jiu, activitatea de arhitect, m-am reîntors, iată, după cifra biblică de 33 de ani în același loc. Și am creat astfel o legătură între două timpuri diferite. În același timp, ca arhitect restaurator, fac același art peste timp, intru în intimitatea unor construcții care au fost vii într-un anumit secol și încerc, prin munca mea de arhitect, să le readuc și să le redau viața în acest secol. Dar am renunțat la această titulatură și am denumit mai generic expoziția Arte și Arhitectură, în care mă regăsesc ca prin lucrările prezentate, atât ca arhitect, cât și ca artist. Și acum să-i răspund tuturor, oricât de mult aș dori să fac această separație între arhitect și artist, eu nu voi reuși acest lucru. Mă simt ca un copac care are jumătate din rădăcini într-un sol mănos, care este solul creației, și jumătate din rădăcini agățate cu disperare de un sol tare, de un sol pietros, care este tehnica știința. Acest copac nu poate să stea în picioare dacă îi se taie o parte din aceste rădăcini. Toată viața mea am folosit modul de reprezentare al artei în lucrările mele de arhitectură. Și în același timp, în lucrările acvarelelor mele, s-a regăsit mâna, ochiul, simțul proporției arhitectului. De multe ori mi s-a spus, în acvarelele tale citim arhitectul. Nu am considerat niciodată că acest lucru trebuie să dispară și că eu trebuie să lupt cu îndărătnicie ca să scot arhitectul din mine pentru a lăsa loc artistului. În același timp, privitorii lucrărilor mele de arhitectură, în care folosesc tehnica acvarele, îmi spuneau, aceste lucrări nu sunt făcute de un arhitect, sunt făcute de un artist. Deci, iată, folosind un limbaj artistic, folosind limbajul acvarele, care în perioada generației mele a fost în mare vogă,
Am reușit să conduc o profesie extraordinar de grea și o profesie minunată spre zone în care am făcut experimente, în care am făcut creație, în care am încercat să fac lucruri cât mai bune. În fața unei coli calbe de cârpie, în spatele unei comenzi care vine de la un beneficiar de regulă nerăbdător și care vine cu ideile preconcepute ale unei case care deja mintea lui este terminată, trebuie să spun că am un sentiment de stres la propriu. Este un loc în care mintea este cea care conduce actul artistic din nefericire. Informațiile tehnice care se stiruiesc în memoria noastră de arhitect, ca într-o bibliotecă uriașă, trebuie folosite ca să rezolvăm programele de arhitectură care ni se solicită de către beneficiar. Acest stres, care poate dura un an, doi, trei, până la finalizarea unui proiect, se vibrează, se împrăștie în văzut atunci când proiectul este gata, materializat pe teren, și când sentimentul suprem de fericire, că a fost finalizat așa cum am vorbit, ia locul acestei stări de încărnate. Când sunt în fața unei coli albe pe care trebuie să încep să pictez, acest stres nu există. Acolo este numai sufletul. Sufletul care ia prâiele și care cheamă această fericire supremă pe care o simt la terminarea unei lucrări de arhitectură, o cheamă atunci la începutul unei lucrări de artă plastică. Trebuie să recunosc că pentru a păstra un echilibru care să-mi dea un confort emoțional și psihologic, a trebuit să îmbin aceste două îndeleniciri, să spun așa. Și întrepătrunderea lor a fost atât de puternică, încât disocierea uneia față de cealaltă nu s-a putut produce niciodată. Am o relație foarte bună cu artiștii plastici din zona mea. Creez în lucrările mele de arhitectură întotdeauna un loc în care un artist plastic poate să-și etaleze lucrările lui. Fie că sunt picturi, sculpturi, tapiserii, vitralii și așa mai departe. De aceea, pe unul dintre panourile pe care le expun aici, am arătat câteva lucrări realizate în zona mea, în zona Banatului, în care am deschis un drum pentru artiștii plastici. Și iată, Bata Marianov, pe care domnul Cuiorea sigur îl știe, artist sârb, de naționalitate sârbă, născut în România, cu domiciliu în Germania și cu atelierul la Paris, un artist universal, a avut o lucrare în Reșița, destul de mare, de 12 metri pe 4 metri, o perdea pe o structură metalică în care a figurat omul vieții. Lucrarea a venit prin mijlocirea arhitectului. De asemenea, spații publice în care artiști plastici și-au expus și au mobilat interiorul cu sculptură și cu pictură, există în zona mea multe create cu ajutorul și cu sprijinul arhitectului. Chiar locurile de joacă pentru copii am considerat că sunt arene în care pot să iasă artiștii plastici și m-au ajutat chiar să amenajez aceste locuri, antrenând și copiii într-un act artistic, deci făcând în același timp și o intervenție cu impact social. Lucrările de arhitectură despre care voi spune câteva cuvinte, sper că pot să continui. Sigur că lucrările de arhitectură despre care vă spune... Dacă nu vine cineva cu vreo altă întrebare. Da. Câteva cuvinte sunt legate de restaurări. Am selectat din ceea ce am lucrat eu până acum în viața mea
câteva lucrări de restaurare în care mi se pare că arhitectura se apropie cel mai mult de artă. Din nefericire, o parte din aceste lucrări nu sunt victorii. Sunt în sensul că sunt lucrări începute care din diverse motive care n-au depins de mine, au fost listate. Și aici veți regăsi două obiective din orașul Băile Herculane, orașul stațiunea Băile Herculane, despre care probabil ați auzit foarte multe povești despre acest oraș. Într-adevăr, poveștile sunt adevărate. Hotelul Apollo, complexul Apollo, care este nasul meu, a fost început ca restaurare, dar a fost listat. Hotelul Carol, care este în Aldeola de la intrare, nasul intrării, a fost început, a fost listat. Ambii beneficiari au fost antrenați într-un proces interminabil legat de devalizarea băilor templane din nefericire. Turnul de la Grădinar, care Grădinar este o localitate în Cara Severin, este turnul clopotnic al unei țării de secol XVII, a rămas singular, o prezență singulară pe vârful unui deal, bătut de vânturi și uitat de toți. S-a început restaurarea prin 1993, cu proiectare și cu execuție, a fost listat și puținul care îl mai avea a fost dislocat. El a rămas o vestigie care moare în picioare. Pe lângă aceste, mănăstirea Baziaș. Baziaș este localitatea în care Dunărea intră în țara noastră. Mănăstirea Sfântului Sava, cel mai important vestigiu al sârbilor din Banat, care mai există într-o localitate părăsită de locuitor, în care doar sărbarea Sfântului Sava adună de pe ambele maluri ale Dunării toți sârbii acolo și populează zona, o parfie. A avut toate avizele, acordurile, autorizația de construire, a rămas undeva de câțiva ani, însertarele Ministerului Culturii, fără a fi scoasă peste act pentru licitație și atribuirea ei, în alt moment, care a murit. Mai există pe panourile expuse câteva lucrări legate de monumente în care am reușit să fac niște intervenții. Este vorba de centrala hidroelectrică de la Reșița, în monumentul 1903. Prin mobilarea ei cu noile hidroagregate am reușit să scot o construcție paravitală apăsată clădirii și să redau fața monumentului la viață. Centralele hidroelectrice, turbinele hidroelectrice Pelton și Francis, care sunt obiecte de patrimoniu, au fost salvate de la spoliatori. Ele aveau cabluri de cuplu care tentau foarte mult. Prin bunăvoința cețului am reușit să le punem pe piedestale în curtea centralei hidroelectrice de la Reșița. Să le reasamblăm piesele care au mai rămas, să le folosim și să le redăm unui circuit de informare al tinerilor ingineri care doresc să vină să facă aceste obiective. Mai este acolo și o moară undeva pe un panou în spate, o clădire cu funcțiune inițială de moară, transformată în clădire de locuințe sociale, locuită de rom, 100%. Pozele acelea sunt reale, aparțin acestui secol, aparțin în municipiu al acestei țări. Am putut să intervenim pe ea doar pentru a pune în siguranță și în securitate o scară pe care acești oameni încercau să ajungă la mărâtele lor de locuințe. Nu vă spun cu cât efort s-a putut face acest lucru și cât a durat. Dar e o profeție în care trebuie să lupți cu toți și cu toate și cu tine însuți
pentru că descurajarea poate să te cucerească și acest lucru. Și mă adresez tinerilor arhitecți, acest lucru, să nu lăsați niciodată să se întâmple. Niciodată să nu fiți copleșiți de neputința că nu veți putea face un lucru până la capăt. Întotdeauna să luptați să-l duceți până la capăt și să credeți în el. Atunci când veți crede în el, veți reuși în mod sigur. Vreau să vă spun și câteva cuvinte despre picturi, despre acvarele. În acvarele se regăsește mâna de arhitect, nu e nicio... Este o onoare pentru mine că în acvarele se regăsește mâna de arhitect. Am învățat să desenez de la 5 ani. Și pentru asta sunt recunoscătoare tatălui meu, care a lucrat în teatru din Reșița, a făcut parte din echipa care a înființat această instituție de cultură în 1949 și a profesat ca și asistent pictor-scenograf toată viața lui. El m-a ajutat și m-a condus pe acest drum fără să știe că a învățat un copil să deseneze de la vârstă fragedă poate să-i deschidă un drum pe care poate să meargă toată viața. M-au ajutat toate cursurile care s-au întâmplat atunci în copilărie. M-a ajutat și ideea că făceam altceva decât ceilalți copii. Nu s-a părut absolut nimic greu, dificil, ca să las jocurile copilăriei pentru a merge la un curs în care trebuia să fiu un copil serios. Îi datorez lui acest lucru, faptul că acum la peste 60 de ani, când sunt la vârsta, sunt în ultima treime, da? Și când pot să trag, deci dacă vreți lui patru, că acum pot să mă uit în urmă și să văd că au rămas după mine câteva acoarele delicate, spun eu, care există între două coordonate, între rigoare și evanescență. Vreau să mulțumesc lui domnul Pastore pentru că m-a provocat să vin aici. Și acum constat că aproape întotdeauna cineva m-a provocat. Nu, n-am pornit de la mine foarte multe inițiative în această viață. Nu, mie mi-ar fi plăcut să mă uit la nou și să mă gândesc ce frumos trece timpul și să aud vântul și elinul și elin prin iadă și așa mai departe. Deci mi-ar fi plăcut asta să fac. Din nefericire acest lucru, sau mă rog, n-am putut să-l fac. Întotdeauna a existat cineva care și-a amintit că există și că trebuie să fac ceva, altceva decât a fi într-o admirație nețărmurită față de natură. De data aceasta, domnul Pastore și-a amintit, cu ajutorul familiei Onica, Florin și Liliana Onica, că ar trebui să mă reîntorc aici, pe aceste planuri, să vă revăle. Și să provocăm acest eveniment. Pentru faptul că mi-a creat această bucurie foarte mare, îi mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc colegilor mei de la secția de proiectare care sunt prezenți aici. Și mulțumesc celor care atunci când eram un tânăr stagiar și începeam un drum în viață, nu m-au cruțat. În sensul că din prima zi de servici am primit șefie de proiect, fără să știu ce înseamnă acest lucru. Îi mulțumesc lui Cristionescu, lui Titi Florescu și lui Laster Adrian. Au fost șefii pe care eu i-am prins în cei 3-4 ani cât am stat la Cârciu. Și cam mulți șefii, în timp atât de scurt. Pentru că m-au primit și ne-au primit toți, toată garnitura de arhitecți care au venit atunci, 90 oameni, ne-au primit cu foarte multă dragoste, ne-au primit cu căldură, au avut încredere în noi.
au fost oamenii care nu ne-au creat tarifele. Este foarte important acest lucru, modul în care încurajez un om la început de drum. Și ei au fost trei repere în viața mea care ne-au construit pe toți cei care am venit aici. Le mulțumesc colegilor mei din Institutul de Creditare, care sunt aici, Cetra Gania, Cristache, Mihai Mertovski, Feri Tocăniță, Dan Plătănoiu, Cristi Grâmă, mă ajutați-mă, vă rog, că... Teodorescu, da. Da, deci... da, acum... Deci le mulțumesc tuturor că au venit și au făcut în seara asta altul peste timp pe care eu am dorit să le realizez aici în Bezușeu. Nu știu dacă voi mai putea reveni odată, vreodată aici. Ești așa de obosită asta. Poftim? Nu ești foarte obosită. Nu, nu sunt foarte obosită, sunt oricum copleșită de emoții și așa adrenalină cât... Oricum ce am început aici continuă. A rămas peste 3 săptămâni să mergem la Craiova și astăzi am fixat pentru anul viitor să mergem la Hunedoara cu această expoziție. Da, deci... Bagă mai mulți și partea de artă și partea de arhitectură și îmbinarea dintre cele două. Deci ce spuneam mai înainte? Nu voi fi lăsată ca să mă uit ce frumos se mișcă noi pe cer. N-am nicio șansă. Bun, nu scap cu doar cu atâte. Mai am o întrebare, sau de fapt nu e întrebare. Aseară ne-ai povestit ceva interesant, o experiență pe care ai avut-o și pe care nu am trăit-o, legat de translatarea unei biserici. E o chestie care noi n-am prea avut tangențe, doar știm. Am prins cu toții în București, așa ceva. Aș vrea să ne povestești un pic legat de această experiență. Îi spuneam lui Doru aseară că printr-o conjunctură care nu depinde de mine, depinde de univers, destin, orice altceva, am avut parte de niște experiențe speciale în activitatea mea de arhitect. Unul dintre ele a fost riparea unei biserici ortodoxe române în Reșița. Ripare înseamnă translatare, mutare dintr-un amplasament în alt amplasament. A fost o biserică în care inginerul Eugenie Ordăchescu experimenta ridicarea, translatarea bisericii pe un plan înclinat, ridica biserica 1,20 m, ridica cota 0 și o translata 55 de metri pe un plan înclinat. Pentru că a trebuit să fac, se întâmpla la Reșița înainte de Revoluție și pentru că a trebuit să fac planul de sistematizare, se numea atunci, al zonei respective în care se muta această biserică, domnul Eugenie Ordăchescu a dorit să participe viu la translatarea acestei biserici. Entuziasmul lui incineresc era extraordinar și spaima mea era la fel de mare când a trebuit să intru sub biserică în timp ce ea se translata și când a trebuit să intru și în biserică și să văd cum, prin crăpăturile care se creau, micile crăpături care se creau din cauza vibrației translatării, mortarul de var nisip, care este ușor triagri și era decantat în timp, curgea valul varului în biserică. Deci a fost o experiență emoțională deosebită. Aceasta a fost una. După aceea am și aici o postare, amenajarea sediului Consiliului Județean Caraș-Severin și amenajarea sălii de ședințe de acolo, sala aglomerată, în care în 2007 aplicam tehnologia cea mai de dotare, cea mai avansată în acel moment. Sala a fost dotată cu tot ce trebuie, totul se ridica, totul cobora inclusiv din mobilier, se ridicau ecranele, jaluzelele se ridicau, totul era
adaptat la câțiva ani peste acel moment, dar acolo am, vreau să vă spun că unul dintre lucrurile cele mai interesante a fost tratarea acustică a sării. O să fac o poveste frumoasă și scurtă, ca să nu plictisesc pe cei care nu sunt în această profesie de arhitect. Sala avea o formă pătrată, ceea ce se știe că este neadecvată unei sale de ședință. Acustica e proastă într-o sală pătrată. De asemenea, nici înălțimea lui ei nu era prea bună și avea în peretele din fața vorbitorului și lateralele acestuia numai sticlă. Sticla este reflectorizantă, așa că sunetul fugea din spate în față și se creiau disonanțe de percepție. Și atunci, colaborând cu o ingineră de acustică, iarăși paranteză pentru arhitect, atenție, fiecare spațiu din țara asta are nevoie de acustician. Un restaurant are o sală dedicată cu microtop. Deci să nu uitați acest lucru. Deci am colaborat cu o ingineră de acustică de la București, de la Radio Fuzina Română, care m-a ajutat să corectez această sală păstrându-i geometria. Și atunci s-a închis peretele din spate, acela trebuia să fie fond absorbant, cu o zidărie un pic mai mică decât zidăria parapetului. Am creat o nișă de fundal. În această nișă am aplicat un tratament fond absorbant și peste el am pus o pictură pe mătase care are 4,3 m, prin care sunetul ajunge exact în materialul fond absorbant și rămâne acolo. Nu se mai întoarce la vorbitor. De asemenea, tereții care primiteau spre zona asta din spate au fost tratați cu niște măști, round fuser, se numesc, inventate de un inginer român, Zainea, care este în Grecia, și care sunt niște măști cu polistireptare, cu suprafețe semi-rotunde și semi-cilindrice, care reflectă sunetul. Au foarte multă personalitate, de aceea arhitecții se feresc de ele, dar așezate dozat într-un interior, pot să le îmbrace fără să deranjeze. Sunetul ajunge la aceste măști, se sparge și pe față și pe spate. Și atunci, această sală, plus tratamentul tabacului și așa mai departe, această sală a devenit o sală cu acustică foarte bună. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun este ca o informare pentru colegii mei arhitecți. Episcopia din Caransebeș este în lucru de 3 ani de zile. Este clădire monument compusă din două corpuri, din 1820-1850. Marea problemă a clădirilor monument este că sunt îmbibate cu apă, pentru că apa urcă prin capilaritate și nu există hidroizolația care să oprească la un moment dat migrația picăturii de apă. Am primit niște fonduri și am aplicat o tehnologie pe nivel de asanare prin care putea să iasă apa din interior fără să creeze explorescențe. Teoretic putea să facă acest lucru. Am avut o perioadă de liniște pe care această tehnologie mi-o dădea pe hârtie. Scrisă pe hârtie mi-o dădea. În momentul în care am început construirea, după ce am tenguit frumos clădirea, în 3 luni de zile aceasta a început să se burbușească la bază. Nu pot să vă spun câte nopți nu am dormit și ce frământare am avut și soțul meu prezent aici știe acest lucru, care m-a susținut tot timpul știe acest lucru. Mi-am dat seama că am cheltuit o groază de bani și efectul este zero. Deci eram teroizată de gândul neputinței că nu am ajuns la ceea ce doream să ajung. Și atunci, de undeva de sus, sau de undeva, așa cum s-a rezolvat și acest mesaj, de undeva, a apărut la Caransebeș o echipă din Serbia, care a venit direct la Episcopia din Caransebeș, cu o tehnologie de rupere a capilarității clădirilor vechi, pe care o aplicase la circa 400 de obiecte de arhitectură, monument, din țările din Serbia și din centrul Europei. Tehnologia asta constă în tăierea clădirii pe tot perimetrul ei, un fir diamantat,
care creează un rost de 1,5 cm, în acest rost se introduce o hidroizolație, indiferent cât de gros e peretele, poate să fie de 4 metri sau de 60 de cm, se introduce această hidroizolație. Tehnologia lor, a materialului și a mortarului pe care îl aplică de pe sub și deasupra hidroizolației aparține acestei firme, se numește HI Oberkneser, deci hidroizolare Oberkneser, Oberkneser e creatorul acestei hidroizolări. Iar toată operațiunea de tăiere se întâmplă în circa 7-8 zile. Este o tehnologie foarte curată, e ca un spital. Se lucrează foarte curat, se taie clădirea pe 30 de cm, se introduce hidroizolația, se merge mai departe între 10, între 10, între 30. Deci am reușit atunci să aplic această tehnologie. Peretele tempuit de deasupra se va usca mult mai greu decât dacă el a fost decopertat. Acum ar fi și mai ușor. Dar sunt fericită în sinea mea că am stopat acest stare, acest trebuie. Și că în timp totul se va rezolva. Deci, domnul m-a provocat să vorbesc de ripare, dar pentru că face parte, este și o informare pentru colegii. Este o chestie extraordinară, informații pe care le-am primit și nu puteam să ajungem la ele chiar așa ușor. Acum, dacă mai are și altcineva vreo întrebare, o provocare pentru Ioana, vă rog, dintre foștii colegi. Cristin? Eu vreau să o destind doar, ca să nu rămână sub nivelul emoțiilor și nici a datelor tehnice, să rămână cu bucuria reîntâlnirii după câți ani și ca să te destind înainte de orice, a zis domnul cuvântul provocare. Ai spus că ești în ultima treime a vieții, eu sunt în a doua jumătate, așa că avem viitor în față. Sunt primul care îți propun colaborare de acum acolo, să nu primești de la altul înainte de a primi de la mine. Mulțumesc pentru buna intenție. Am în urmă le discutăm de ele. Încă un om care nu mă lasă să mă uit, ce frumos de ce timpul. Să nu crezi că te-ai bucurat numai tu sau că doar tu ai fost emoționată. Și noi. Și dacă vrei să fiu sincer, poate că nici și eu vorbesc de mine, spre se vine de Titi, el sigur avea minte mai multe ca mine, că era mai de trept. E vorba de tine. Dar tinerică, vreți. Deci, eu sigur n-am avut. Dacă am făcut lucruri bune, sunt fericit că cineva le apreciază după atâta timp. Sper să mai am timp să mai fac și de acum acolo. Îți doresc mult timp înainte.